Astăzi, 14 noiembrie, românii marchează lăsata secului înainte de postul Crăciunului, o sărbătoare cu profunde semnificații religioase și culturale. Această zi marchează ultima ocazie pentru a consuma preparate de dulce înainte de a intra în perioada de post de 40 de zile, care precede nașterea Domnului. Potrivit părintelui Vasile Ioana, paroh la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, lăsata secului este un prilej de bucurie și comuniune. Când familiile se reune și petrec timp împreună, iar în același timp își cer iertare unii altora. Lăsata secului reprezintă o cină a bucuriei. Este ultima masă în care se mănâncă de dulce și preparate din carne până în Crăciun. Se mai numește și Seara Iertării, deoarece înainte de a intra în post, oamenii obișnuiesc să își ceară iertare unii altora și să petreacă timp frumos împreună. Lăsata secului este o zi cu multiple obiceiuri care variază de la o regiune la alta, dar toate au un punct comun, ideea de generozitate și bunătate. În multe locuri, gospodinele pregătesc bucate speciale pentru această zi, cum ar fi plăcintele cu brânză, mere sau dovleac, fripturi de porc și pasăre și deserturi tradiționale. Aceste preparate sunt adesea aduse la biserică pentru a fi binecuvântate de preot înainte de a fi servite în familie. Postul Crăciunului, care va începe pe 15 noiembrie și durează până pe 24 decembrie, este o perioadă de purificare spirituală și de reflecție. În această perioadă, credincioșii sunt încurajați să participe la slujbe religioase și să se roage pentru cei dragi, pregătindu-se astfel pentru sărbătoarea nașterii Domnului. De asemenea, există zile speciale de dezlegare la pește care oferă o alinare în perioada de post, relatează pleitec.ro.